Kibuțul israelian Kfar Aza a devenit bucea al Israelului. 40 de bebeluși ar fi fost uciși acolo, potrivit presei internaționale. Întregul kibuț este plin de scene înfiorătoare. În fâșia Gaza are loc o altă dramă. A rămas în beznă, după ce singura centrală a epuizat combustibilul. Spitale întregi, arhipline, se bazează acum pe generatoare, a căror putere va dura cel mult 4 zile. De ambele părți ale conflictului, bilanțul morților este în continuă creștere. Sunt peste 1200 de morți în Israel și peste 3000 de răniți. În Gaza sunt peste 1000 de morți și peste 5.000 de răniți. De asemenea, peste 260.000 de oameni au fost până acum strămutați. Situat la numai câțiva kilometri de granița cu fâșia Gaza, Kfar Aza a devenit un loc al morții, unde mirosul cadavrelor se simte peste tot. Peste tot sunt cadavre ale familiilor care au murit în propriile case, înainte de a avea vreo șansă să scape teferi. Și pentru că ororile comise nu au fost suficiente, unele trupuri au fost arse. Aici nu e război, e un câmp de luptă, le spune un ofițer al armatei israeliene jurnaliștilor care merg să vadă ororile. It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in the bedrooms, in the protection rooms, and how the terrorists kill them. Odată ajuns acolo, un jurnalist de la CNN descrie cadrele de groază. Men, women, children, hands bound, shot, executed. Probabil cea mai șocantă este imaginea celor 40 de bebeluși uciși într-un kibuț de lângă Gaza. Are horrible pictures. We know that we are dealing with ISIS, with barbaric militants. We haven't expected the attack and we haven't expected the brutality. You know, you can fight, but to come to a community, to drag kids from their homes, tie them, that's what they did, those barbarics. Teroriștii au lansat noi atacuri asupra orașului Ashkelon în această după-amiază. Atacul a fost revendicat de aripa armată a Hamas, brigăzile Al-Qassam. Acestea amenință că bombardează și aeroportul israelian Ben Gurion. Imaginile filmate chiar după momentul atacului surprind mașini în flăcări și mai multe clădiri avariate. Încă din prima zi a invaziei Hamas, civilii din sudul Israelului se adăpostesc în buncăre de ploaia de bombe. We are staying here in shelter for a few days from Saturday. And we're sleeping here with the kids, the families here. We're all in a big anxiety, so we're staying here and hoping for the best. Atacurile Israelului asupra fâșiei Gaza continuă și ele. Peste 400 de ținte au fost lovite în cursul nopții. Au fost folosite 10 de aeronave pentru a lovi enclava. Avioanele israeliene ar fi lovit și casa tatălui lui Mohamed Deif, liderul Hamas. În urma bombardamentului, fratele, fiul său și nepoata acestuia ar fi fost uciși. Atacurile aeriene au lovit și Universitatea din Gaza. Israelul trece la o ofensivă totală, a anunțat ministrul israelian al apărării. Atacurile aeriene ale Israelului au redus și mai multe cartiere la maldăre de moloz. Întreaga fâșie a rămas fără curent electric. Odată cu lăsarea serii, oamenii rămân în beznă totală. După mesajul ONU și șeful diplomației UE trage un semnal de alarmă. Israel has the right to defend, but it has to be done accordingly with international law, humanitarian law. And some decisions are counter this international law. Casa Albă a anunțat că discută cu Israelul și Egipt despre crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor din Gaza. Secretarul de stat, Anthony Blinken, ajunge joi în Israel pentru a se întâlni cu oficialii țării și pentru a discuta despre atacul Hamas. Între timp, transportul de muniție livrat de SUA a ajuns în Israel, potrivit Ministerului Israelian al Apărării. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens. Defend itself and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
Luptele se intensifică și în partea de nord a Israelului, unde au avut loc noi atacuri asupra teritoriului libanez. Potrivit oficialilor israelieni, acestea au venit ca răspuns la atacurile cu foc de artilerie antitank lansate din Liban.